Biserica Ortodoxă din Ucraina a răspuns dorinței Bisericii Ortodoxe Române de a se apropia prin înființarea unui centru religios al românilor în Ucraina. Această schimbare aduce o nouă înțelegere între cele două patriarhii. Românii se tem cumva de represalii din partea statului ucrainean, așa cum se tem și în privința școlilor de acolo, dar totodată nici Biserica Rusă îi folosește ca un avantpost. De altfel, chiar episcopul Longinjar de Băncene a spus că va rămâne cu Biserica Rusă până la capăt. Soarta credincioșilor români din Ucraina este nesigură, conform etnologilor care sunt de părere că un rezultat clar poate fi obținut abia după finalizarea războiului. Românii sunt la mijloc. Ce va fi? Probabil că sfârșitul războiului va hotărî soarta românilor de aici. Cel mai probabil un vicariat după modelul vicariatului ucrainean de la noi este formula cea mai bună pentru românii de acolo într-o anumită fază. Dacă ne raportăm la ce se întâmplă acum cu Biserica Ortodoxă în Europa de Est, la nivelul relațiilor internaționale, conflictele curente duc la un război de natură religioasă, spun politologii. Dacă parohii din Ucraina, parohiale românilor de acolo, se înregistrează după legislația Ucrainei, pentru că înregistrarea ce înseamnă? Este o diferență între aspectul administrativ și aspectul religios, aspectul teologic propriu-zis. Te înregistrezi după legislația Ucrainei ca o comunitate, mă rog, religioasă. E o lege diferită oarecum în Ucraina, după modelul sovietic foarte, foarte secular. Dar te înregistrezi, ești recunoscut de către stat și după ce te-ai interesat mai multe parohii, te așezi te subordonezi Bisericii Ortodoxe Române. Asta a fost mesajul pe care Bucureștiul l-a transmis. Noi vă primim în Biserica Ortodoxă Română, înregistrați-vă așa cum cere legislația din statul ucrainean. Ei, acest proces este în curs.